така дати, така по друго трети. Ще му чети примерно от версе. Паче на Света Скриптура, умиос от Еша, тези Еша трети. Adoramite să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oameni. Că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Pentru ca odată să socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Amin. Amin. Vei să plecăm capete în rugăciune pentru câteva minute. Tatăl nostru, ne mărturisim neputința noastră în a vorbi și a înțelege lucrurile pe care Tu ne-ai scris în Sfânta Scriptură. În același timp ne bazăm pe o promisiune pe care ne-a dat-o în cuvântul Tău, că ungerea Ta ne va învăța toate lucrurile. Vrem să depindem de Tine în totalitate, în predicare și în ascultarea cuvântului Tău. Ne rugăm ca această seară să fie o altă seară în care cuvântul Tău are efect în viețile noastre, Doamne. O seară în care simțim puterea cuvântului Tău prin Duhul Sfânt în viețile noastre. O seară în care domeniile din viața noastră care nu sunt reformate, care nu sunt transformate, care nu sunt schimbate, ele să sufere această schimbare pe care Tu o dorești și ne-ai arătat-o în cuvântul Tău. Fiecare dintre noi avem lucruri, avem domenii, avem sfere în viața noastră la care suntem orbi și nu ne mai dăm seama că lucrurile nu sunt cum trebuie. Poate în mintea noastră, poate în practica noastră. Te rugăm așa de mult să ne vorbești, Doamne, în seara aceasta. Și aș dori să binecuvânteze această biserică, să binecuvânteze pe fratele păstor, să binecuvântezi slujitorii, să binecuvântezi tinerii, copiii, toată frățietatea, Doamne. Și să fie o lumină în orașul acesta, Doamne. Știm că nu suntem, și ei nu sunt aici la voia întâmplării. Știu că eu nu sunt la voia întâmplării. Și dacă ne-a dus împreună, dă-ne o bucurie deplină în jurul persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Lasă o revărsare, o manifestare specială a Duhului Sfânt peste noi în seara aceasta. Ne recunoaștem nevrednicia noastră, neputința noastră, nevoia noastră de Tine, Doamne. Și credem că despărțiți de Tine nu putem face nimic. Aș dori să dai din mintea noastră orice prejudecată la o parte, orice premisă greșită, Doamne, orice preconcepție. Și să putem sta în fața Domnului nostru Iisus Hristos cu fața descoperită și văzându-L pe El și frumusețea Lui, să fim captivați de El și să fim transformați din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. A fost pentru mine o bucurie specială să primesc invitația din partea tinerilor de a participa la conferința, întâlnirea care a avut ieri. M-am bucurat cu ei în expunerea cuvântului, în discuțiile pe care le-am avut, în relaționarea, socializarea duhovnicească de care am avut parte împreună. Îi mulțumesc fratelui păstor pentru spațiul pe care mi l-a dat să predic cuvântul Domnului. Noi, Biserica Baptistă Sfânta Treime din Zalău, credem că este slujba și responsabilitatea prezbiterilor sau păstorilor adunării să direcționeze locul acesta sau să-l administreze, nu să-l controleze, să-l administreze, adică să discearnă cine sunt oamenii cei potriviți ca să predice cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc dumneavoastră că îmi dați această posibilitate și acest privilegiu extraordinar de a vă sluji din cuvântul lui Dumnezeu. Consider că este cel mai grozav lucru pe care Dumnezeu mi l-a dăruit după ce m-am mântuit, că m-a chemat în slujirea Lui. În această seară aș vrea să abordez acest subiect al mântuirii, care dintr-un punct de vedere este un subiect extrem de simplu, pentru că Dumnezeu poate și mântuiește pe cei mai, dacă am putea spune așa, incapabili oameni. Pe cei mai simpli oameni. Oameni care
care nu se remarcă cu nimic în societate, care nu ies niciodată în evidență într-un mod deosebit prin statutul social, prin succesul pe care l-au la locul de muncă sau prin lucruri deosebite pe care le fac în familie sau în biserică. Dumnezeu mântuiește oameni simpli într-un mod simplu. Mântuirea nu este complicată. Că Dumnezeu ne cere să credem. Dumnezeu ne cere un lucru complicat, greu de înțeles. Mai ce însemna aia să mă încred în Domnul Iisus Hristos? Da? Lucrurile sunt simple. În același timp, pentru că acest lucru vizează eternitatea noastră, Satana își dă tot interesul. Și pentru că cunoaștem cum funcționează mintea omului, pentru că o cunoaștem mai bine decât noi cuvântul lui Dumnezeu, Satana ne sugerează tot felul de interpretări și tot felul de probleme și tot felul de confuzii și ne inoculează de multe ori tot felul de filozofii pe care noi le aducem înaintea cuvântului Dumnezeu atunci când îl citim. Și niciunul dintre noi, inclusiv eu și fiecare dintre noi, nu suntem feriți de această ispită de a introduce în Sfânta Scriptură idei care ne sunt sugerate dintr-o parte și alta. De exemplu, pasajul acesta ne răspunde la câteva întrebări foarte importante despre mântuire, asupra cărora sunt anumite confuzii. De exemplu, cum se manifestă omul mântuit? Unii oameni spun că poți să fii mântuit și poți face tot ce vrei. Textul acesta ne arată că nu este așa. Textul acesta ne răspunde la întrebarea din ce suntem mântuiți. Unii oameni zic că suntem mântuiți de iad. Este adevărat, dar este mai mult decât atât. Pasajul acesta ne răspunde la întrebarea când este realizată mântuirea? Când ne mântuie la propriul Dumnezeu? Și oamenii dau diverse răspunderi. Când am făcut suficient de multe fapte. Sau Dumnezeu ne mântuie doar la final. Când va pune în cântare faptele bune cu faptele rele. Pasajul acesta reglementează concepția noastră și cu privire la acest lucru. Pasajul acesta ne răspunde și la întrebarea cine produce mântuirea? Unii spun că o produce Dumnezeu, alții spun că o produce om. Alții spun că o produce Dumnezeu în relație cu omul. Pasajul ne răspunde și la întrebarea aceasta. Pasajul acesta ne răspunde și la întrebarea de ce, din ce motiv ne mântuiește Dumnezeu? Și aici sunt răspunsuri multiple. Unii zic că Dumnezeu ne mântuiește, că eu a fost drag de noi. Unii spun că Dumnezeu ne mântuiește pentru că este obligat să ne mântuiască deodată ce, fără să alegem noi, nu ne-am născut în păcat. Nu suntem noi vinovați că ne-am născut în păcat. Dumnezeu, într-un fel, are o obligație, o responsabilitate față de creaturile lui să le mântuiască. Pasajul ne răspunde și la întrebarea aceasta. Pasajul ne răspunde și la întrebarea ce conține mântuirea. Unora le-ar place ca mântuirea să conțină doar iertarea păcatelor. Sunt iertat și mai am niciun fel de stres. Da? Textul acesta ne arată că iertarea păcatelor este inclusă în mântuire, dar mântuirea înseamnă mult mai mult decât atât. Pasajul acesta ne răspunde și la întrebarea cum putem fi siguri de mântuire. Unii zic, sunt sigur de mântuire prin simplu fapt că știu că cândva în viața mea am luat o hotărâre, am luat o decizie, am făcut o rugăciune, m-am botezat. Alții spun, sunt sigur de mântuire pentru că am făcut și ceva fapte bune. Alții spun, sunt sigur de mântuire pentru că n-am făcut anumite păcate din Biblie pe care noi le considerăm mai grave, chiar dacă nu suntem de acord cu teologia catolică care împarte păcatele în două categorii. În mediul evanghelic, totuși, unii cred lucrul acesta. Sunt anumite păcate pe care dacă le-ai făcut, sigur nu ești mântuit. Pasajul ne răspunde la toate aceste întrebări și dă o lumină suficient de clară asupra problemelor acestora. Și nu spun că interpretarea mea asupra Cuvântului lui Dumnezeu este infailibilă, ci spun că Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil și că există un fel de înțelegere simplă a Cuvântului lui Dumnezeu atunci când ne rugăm și depindem în totalitate de Dumnezeu și chiar vrem să înțelegem ceea ce Dumnezeu ne transmite în Cuvântul lui. Așa, aș dori să vă invit pe fiecare dintre noi să călătorim prin pasajul acesta, nu să ascultați un simplu discurs și să vedem ce spune Apostolul Pavel, însuflat de Duhul Sfânt, despre mântuire. În primul rând, ce spune Pavel despre manifestarea mântuirii. Cum se manifestă un om mântuit? Cum arată? Cum se poartă un om mântuit? Și este interesant că Pavel nu spune despre omul mântuit întâi că este iertat de păcate. Cam asta spune noi prima dată. Ce înseamnă să fii mântuit? Să fii iertat de păcate. Pavel nu asta spune. Pavel prima dată vorbește despre omul mântuit ca un om transformat, ca un om schimbat, ca un om care a fost odată cândva și nu mai este așa. Și spune, adu-le aminte, așa ce, adu-le aminte, adică ei știau deja lucrul ăsta. Era o mirare pentru ei. A, noi nu trebuie să ne certăm? Oh, băi, fraților, hai să nu ne mai certăm în adunare. Uite ce spune Biblia. Nu, ei știau deja lucrul ăsta. Că omul mântuit, omul transformat, zice, adu-le aminte și prezintă pe oamenii aceștia în două relații. În relație cu autoritățile. Și în relație cu aproapele lor, în relație cu autoritățile, spune să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte. De ce Pavel vorbește despre lucrul ăsta? Pavel putea să prezinte multe alte caracteristici. Putea să prezinte multe alte tipuri de comportament
pe care noi trebuie să le avem acum. De ce Pavel vorbește despre lucrul ăsta? Păi într-o societate ca aceea, care trăia biserica primurilor veacuri, în care creștinii erau persecutați, ispita cea mai mare era să respinge autoritatea, pentru că autoritatea lovea în biserica Domnului Iisus Hristos. Cum să respecti o autoritate care nu respectă ordinea lui Dumnezeu? Cum să respecti o autoritate care nu recunoaște lucrarea lui Dumnezeu? Nu, ei sunt vrednici de a fi urâți, de a fi respinși, de a fi contestați. Și Pavel spune nu. Trebuie să fiți supuși. Asta este o stare lăuntrică. Când în inima mea sunt recunosc autoritatea. Pentru că noi, prin natura noastră, suntem independenți. Vrem să facem ce vrem noi. Este o descoperire frumoasă pe care o face căsătorie, dar în același timp tristă și tragică. Când ai copii, și vezi că copilașul tău, când nici nu știe să vorbească, începe să-și manifeste dorința de a fi autonom, de a fi independent. El nu știe nici măcar să meargă, nici nu știe măcar să exprime. El vrea să facă lucrurile în felul lui. Și de obicei, răcnetul este cea mai mare dovadă că el vrea să fie autonom. Răcnetul instant. Un tată și o mamă depistează, știe când, când copilul țipă pentru că îi iasă dinții, știe când țipă care colici la stomac, sau știe când țipă că nu-i convine ceva și vrea să facă lucrurile cum vrea el. Autonomia, dorința de autonomie este natura noastră păcătoasă. Nu vrem să fim supuși. Și suntem mai degrabă înclinați să găsim motive pentru care n-ar trebui să fim supuși autorităților. Și Pavel spune, voi care sunteți transformați și înțelegeți că Dumnezeu a creat Universul cu o ordine. Ordine în societate, ordine în familie, ordine la locul de muncă. Voi ar trebui să fiți primii care aveți o atitudine lăuntrică supusă. Nu mergi prin... Trebuie să mă supun. Nu la asta se referă Apostolul Pavel, ci se referă la o stare lăuntrică. Eu mă supun întâi în inima mea. Accept autoritatea. Pentru că sunt transformat. Accept întâi autoritatea lui Dumnezeu, pentru că am acceptat autoritatea lui Dumnezeu. Accept autoritatea în stat, accept autoritatea la locul de muncă, accept autoritatea în familie, indiferent de poziția în care sunt. Accept autoritatea în biserică. Pentru că am acceptat prima autoritate pe Dumnezeu. Și dacă am acceptat prima autoritate, sigur voi accepta și celelalte tipuri de autoritate. Apoi spune să fiu supus și să fiu, zice aici, să-i asculte. Nu doar o stare lăuntrică, ci o stare lăuntrică care se manifestă. Dacă sunt supus, am starea asta lăuntrică, se va vedea și în exterior. Da? Mă conformez. Și apoi trece la manifestarea omului mântuit față de aproapele lui. Ca o perspectivă panoramică generală, spune să fie gata să facă orice lucru bun. Ce înseamnă? Nu înseamnă când cineva, sau când fratele păstor, sau frații care conduc adunarea, sau se ivește o slujire, tu să zici, fraților, cine vrea să se implice în asta? Și toți stăm așa. Hai că mă implic eu. Băi, penibil, nimeni nu vrea să se implice, hai că mă implic eu. Nu, știți despre ce vorbește textul ăsta? Când fratele întreabă sau când în biserică se pomenește. Vă dau un exemplu doar, se pomenește despre slujire de a scrie făcută. Eu vreau, nu frate, stai tu că tu ai slujit altă dată, eu vreau să slujesc acum. Acum era rândul meu, cam asta ar trebui, știți? Să îngrămădească. De asta spune, să fie gata, să fie pregătit. Vorbește despre o dispoziție a ta, lăuntrică. Eu sunt, domnule, gata. Domnule, când se ivește oportunitatea de a sluji? Cam asta ar trebui. Domnule, vin în seara asta. Sper că fratele păstor propune o slujire în seara asta, în sfârșit. Eu vreau să slujesc pe Dumnezeu. Eu vreau să mă implic. Eu vreau să ajut. Eu vreau să contribui la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Eu sunt pregătit de lucrul ăsta. Când se ivește oportunitatea? Nu să stai. Cine vrea să slujească și tu? Mă sper, nu mă vede. Mă bagă vorbim sub scaun că știe că eu pot să slujesc, dar eu nu prea vreau să slujesc. Asta este relația omului mântuit față de aproapele lui. Are o dispoziție. Este poziționat spre bine. Este gata să facă, auziți, orice lucru bun. Nu are care îmi vin mie ușor să le fac. Biblia nu prezintă omul mântuit care e dispus să facă lucrurile care îi sunt ușor să le facă. Asta poate să facă și un om nemântuit. Biblia prezintă omul mântuit care este gata să facă lucruri și care nu îi sunt ușor să le facă. Mie nu este ușor că mă trezesc noaptea la ora 2 și mă duc să încălzesc lapte la pruncul meu. Dar o fac. Nu mi-este ușor să spăl noaptea dacă o făcut în Pampers. Dar o fac. Și am o dispoziție, setat. Când nevastă mea mă trezește de noapte sau mă strigă noaptea la ora 2 sau la ora 3, setat. Fac lucrul ăsta pur și simplu. Nu mai gândesc. Bă, dar de ce mă spune mamie să fac lucrul ăsta? Mai sunt alții în casa asta care să fac lucrul ăsta? Nu mai sunt. Îți setat, îți gata să fac lucrul ăsta. Eu sunt pregătit. Când am auzit scânce, tu știu. Trezește-te, întărește-ți picioarele, că ai treabă. Nu contează care e ora.
Nu contează că am mai făcut lucrul ăsta de 2-3 ani. Nu contează lucrul ăsta. Eu sunt, am dispoziția de a face lucrul ăsta. Sunt poziționat în felul ăsta. Sunt setat în felul ăsta. Apropo, fraților. Da. Și apoi Pavel vorbește în continuare despre niște lucruri particulare. Zice să nu vorbească de rău pe nimeni. Este foarte greșit înțeles lucrul acesta. Să nu vorbești de rău pe nimeni. De exemplu, fac o pauză. Unde e ceasul? Deci să nu mai ceas într-un biserică baptistă. Da. Uite, este. Drăguț ceasul. Ah, nu-l vedeam. Ala am găsit. Mulțumesc. Mulțumesc. Revenim la pasajul nostru. Să nu vorbești de rău pe nimeni, ce înseamnă. De exemplu, hai să prezentăm o situație. Este în societate, să luăm din societate. Dacă eu văd pe cineva, că dacă mașina peste altcineva pe trecerea de pietoni, și nu se găsește făptașul. Și la un moment dat, autoritățile află că eu am fost de față și n-am spus nimic. S-a produs omorul ăla. Eu sunt vinovat și sunt băgat la închisoare. Înțelegeți lucrul ăsta, da? Dacă eu mă duc la poliție și spun, eu știu cine a făcut lucrul ăsta, eu nu l-am vorbit de rău. Eu am respectat o autoritate pe care a lăsat-o Dumnezeu și protejez societatea pe toți ceilalți de un rău. Adică eu zic, Doamne, nu mă duc să-l dezvălui pe ăsta pentru că îl iubesc. Ok, îl iubești pe ăsta, dar pe ăștia în care el dă cu mașina pe ăștia, nu iubești. La fel, ajungi în biserică, de exemplu, și un frate se pomenește și Dumnezeu face lucrurile astea, că vede pe copilul altui frate, că e cu țigara în gură sau cu sticla de alcool, că a trecut el o dă așa pe la spate, nu poate ascunde că e destul de mare, vede lucrul ăsta și spune, uite, nu am nimic, nu vreau să spun că copiii mei sunt mai buni decât atât, dar vreau să spun lucrul. L-am văzut pe copilul tău cu sticla în mână. Hai mă, vezi de copiii tăi, nu asta ar trebui să fie reacția, pentru că el nu a vorbit de rău. El îi comunică celuilalt părinte din dragoste pentru copilul acela și pentru părinții aceia să stopeze comportamentul ăla greșit din timp. Ajungi în adunare, când lucrurile se stau în același fel. Vorbirea de rău înseamnă că n-ai niciun interes pentru binele celuilalt, nu poți să faci nimic pentru a corecta lucrul ăla și pur și simplu stăm ca țațele și vorbim. Ai auzit ce-a făcut aia? Da. Mă, ce-a făcut aia? Hai să mai anunțăm pe cineva să spunem ce-a făcut. Dar nu pot să fac nimic în privința aia și nici nu mă interesează să fac. De exemplu, vii persoana la frate postul. Frate postul, am văzut pe nu știu cine că a făcut lucrul ăsta. Bine, dacă tu ai văzut, trebuie să mergem împreună la fratele cu tare. Nu, frate, nu vreau să mă bag. E corect lucrul ăsta. Dacă nu vrei să te bagi, înseamnă că nu ai un interes sincer pentru sufletul celuilalt. Ce ar trebui cu lacrimi în ochi, într-o stare de rugăciune și de post să te duci la frate și spui, eu am văzut că ai făcut lucrul ăsta, te iubesc din toată inima mea, știu că lucrul ăsta nu e greșit. Eu nu sunt mai bun ca tine, dar aș vrea să corectez lucrul ăsta din viața ta. A. Asta înseamnă să nu vorbești de rău, înseamnă pur și simplu să comunici lucruri rele despre alții, fără scopul de a corecta lucrul acela. Să nu fie gata de harță sau de ceartă. Să nu fie gata de lupte. Sunt un oameni care abia așteaptă să facă cu tare o greșeală ca el să intervină. Da? Păzitorul adună, cățelul adună. Imediat când a prins, el se intră, abia așteaptă lucrurile. Unii parcă stau pregătiți așa pe scaun. Mă, nu se întâmplă, nu se întâmplă, nu se întâmplă. A, n-ai dat bine nota la chitară. A, n-ai făcut bine lucrul ăla. Oameni care se iau de lucruri de nimic. De lucruri de nimic. Și diaspora e investită pentru dezbinări pe lucruri de nimic. Mie mi se pare că microfonul ăsta trebuia dat jos când eu predic. Ok, bine. Dacă tu așa crezi, nu ce fel de probleme. Am crezut că chitara trebuie să știa nu știu cum, la nu știu ce. Ok. Dacă n-a vrut să se facă dezbinarea asta, se datorează unor oameni care au o problemă lăuntrică. Au o problemă înăuntru. Și omul acela, oriunde s-ar duce, se duce cu aceeași atitudine. Poți să-l muți în ce biserică vrei tu. Dacă ar fi biserica perfectă, când se duce la acolo, biserica nu mai este perfectă. Pentru că are o problemă lăuntrică, o atitudine lăuntrică greșită. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, da? Pregătiți pentru ceartă, ci cumpătați, adică echilibrați. Duhul lui Dumnezeu este acela care vine și aduce echilibru în viața noastră. Noi suntem dezechilibrați în general. Mâncăm prea mult? Sau muncim prea mult? Sau nu vorbim? Sau vorbim prea puțin? Suntem dezechilibrați în partea asta, prea puțin cu soțiile noastre, care ar trebui să vorbim mai mult? Sau nu ne ocupăm de copiii noștri și ar trebui să ne ocupăm? Suntem dezechilibrați? Sau investim prea mulți bani într-o anumită direcție? Sau avem un hobby și obsesiv ne ocupăm de el mai mult decât ne ocupăm de orice altceva, chiar de sufletul nostru? Sau avem un cățel de care ne ocupăm mai mult decât ne ocupăm de sufletul nostru, de biserică, de o soție și de copii la oaltă? Suntem dezechilibrați. În momentul în care suntem mântuiți, Duhul Sfânt intră în viețile noastre și stabilește această cumpătare. Suntem cumpătați în fiecare lucru. Plini de blândețe. Blândețea nu înseamnă să fii blând, nu înseamnă să fii blând.
Să fii blând înseamnă să știi câtă forță să folosești în fiecare situație în parte. Vă dau un exemplu. Crezi că a fost vreun om mai blând decât Domnul Iisus Hristos? Dar la un moment dat Biblia spune că a răsturnat mesele în templu. Vă întreb, cum crezi că le-a răsturnat? O să dă-te puțin la o parte. Ajutați-mă puțin să dau masa încet în jos ca să nu... Nu. Domnul Iisus a ridicat mesele și le-a răsturnat. Vă întreb, a fost Domnul Iisus blând în situația aceea? A fost blând. El nu putea anula atributele. Domnul nu putea să-și anuleze atributul blândeții când a intrat în templu. El a fost blând, dar a știut că situația era atât de gravă, încât în situația respectivă era necesar ca să aibă acel tip de manifestare. Adică dacă copilul meu din greșeală scapă o farfurie, un lucru, sau dacă înjură că la ușa cortului cu totul altceva. Dacă eu în fiecare, în ambele situații am același tip de manifestare față de el, sunt un om dezechilibrat, nu sunt blând. Nu înțeleg că într-o situație trebuie să fiu foarte serios, foarte grav, pentru că sufletul lui este mai important decât farfuria respectivă. Sunt unii oameni care au un sistem de valori cu totul dat pe dos. Dacă s-a împins o vază, s-a spart vaza care o are de la străbunica, este gata să-și distrugă copilul. În același timp, dacă îl vede făcând prostii, care arată că sufletul lui este infectat de păcat, poate unor zâmbește, ha, uite ce-a învățat copilul meu. Și nu știe că îi pavează drumul spre iad. Ăsta este modul în care se manifestă omul mântuit, da? Versetul 3 ne arată de ce a fost necesară mântuirea, nu cum se manifestă omul mântuit, de ce a fost necesară mântuirea. Versetul 3. Și aș vrea să vă întrebați la fiecare caracteristică pe care Pavel o prezintă în versetul 3, dacă ați avut vreodată părerea asta despre dumneavoastră. Dacă nu, sau dacă citiți textul ăsta, spui, eu nu mă potrivesc aici, așa, niciodată n-am fost așa, cel mai probabil că nu ai înțeles niciodată starea de păcat și este foarte probabil să nu fie experimentat mântuirea. Pentru că Pavel vorbește despre noi toți care am fost în starea asta. Ce spune el? Că și noi eram altădată fără minte. Dacă cineva ți-a spune, mi-aduc aminte când erai fără minte, ce reacție ai avea? Ar fi o repulsie în noi, da? Ar fi o repulsie. Cum adică eram fără minte? Păi eram fără minte pentru că în momentul în care pilonul principal al existenței umane și al întregului univers este scos din mintea ta, ce putea să gândești corect? Când Dumnezeu este scos din mintea ta, care este pilonul principal al existenței umane, pilonul fundamental al existenței umane, când tu l-ai scos pe Dumnezeu din mintea ta, ce-ar mai putea fi judecat corect în mintea ta? Nimic nu mai judeci corect. Nici când stai la masă, nu știi de unde vine mâncarea aceea, nici când te duci la muncă, nu știi cum trebuie să muncești, pentru că l-ai scos pe Dumnezeu care definește toate lucrurile. Ești un om fără minte, la propriu. Rațiunea ta face raționamente, face ecuații de tot felul, morale, spirituale, de tot soiul greșite. S-ar putea să nimerești niște lucruri, dar ai pierdut din vedere esența. De asta suntem fără minte. Când nu avem pe Dumnezeu, suntem niște oameni fără minte. Și ce este interesant? Cu cât îl resping oamenii mai mult pe Dumnezeu, cu atât să cred mai deștepți. Cu cât îl resping oamenii mai mult pe Dumnezeu și au argumente împotriva lui Dumnezeu, cu atât să mai înfumurați, mai aroganți și să cred mai deștepți și să uită la cei care cred în Dumnezeu că sunt niște înapoiați, niște oameni care cred niște mituri învechite, scrise acum câteva mii de ani. Și Biblia ne arată că societatea abandonată de Dumnezeu, Romani, capitolul 1, coboară în felul acesta, să zicem, au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte sau goale. Și inima lor, fără principe, s-a întunecat, s-au folit. Domnule, deși au avut raționamente goale, deșarte, s-au folit că sunt înțelepți. Noi suntem deștepți, domnule. Noi suntem deștepți. Și au înnebunit. Nu se referă la oameni care ducem la psihiatrie și le dăm medicamente pentru că sunt nebun. Nu la asta se referă, ci la oameni care își trăiesc viața obișnuită, dar au scos pe Dumnezeu din mintea lor. Eram fără minte. Doi. Eram neascultători. Nu are niciun fel de importanță că înainte, când n-ai fost mântuit, n-ai dat în cap la nimeni. N-are niciun fel de importanță. N-are niciun fel de importanță că nu te-ai dus la nevasta nimănui. N-are niciun fel de importanță că n-ai intrat în curtea nimănui să furi ceva. N-are niciun fel de importanță. Are importanță faptul că n-ai împlinit legea principală a lui Dumnezeu, care este sumarul legii, încapsularea întregii legi a lui Dumnezeu, este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu tot puterea ta, cu mintea ta, cu cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Cine respectă legea asta? Nimeni. Nimeni nu poate să respecte legea asta în fiecare secundă așa cum Dumnezeu o cer. Nimeni. Și Scriptura spune că suntem neascultători. Poziționați în felul ăsta împotriva lui Dumnezeu, rebel față de Dumnezeu, da? Și apoi spune că eram rătăciți. Cineva spunea că omul este singurul animal care atunci când se rătăcește, aleargă mai repede. Așa suntem noi. L-am pierdut pe Dumnezeu ca pilon fundamental al vieții noastre și o luăm la goană. O luăm la goană departe de Dumnezeu.
Ne rătăcim. Termenul de aici este planau, care vorbește despre a plana. Când planezi, de exemplu, cu mașina sau acvaplanezi, nu mai poți controla. Este pe apă, nu mai poți controla mașina. Așa este omul care l-a scos pe Dumnezeu din conștiința lui, nu că a fost mântuit și după aia nu mai este mântuit. L-a scos pe Dumnezeu din conștiința lui, începe să rătăcească, fără niciun fel de direcție. Oamenii din lume care câștigă bani, care au poate o familie drăguță în exterior, care au succes în societate, oamenii aceștia nu știu unde să duc. Întreabă până, unde vrei să ajungi? Vreau să câștig bani. Și după ce câștigi bani, unde vrei să ajungi? Ce vrei să faci? Care este? El are un scop pe termen scurt, dar el nu are o direcție pe termen lung. El nu știe unde să duce. El nu știe în ce direcție merge. El habar nu are unde să duce. Noi, care poate suntem oameni simpli, știm unde ne ducem dacă am fost mântuiți. Știm care este direcția vieții noastre. Știm ce ne așteaptă. Noi știm în cine am crezut și noi știm ce ne-a promis cel care, în care am crezut. Noi știm lucrurile acestea. Ne-a dat Dumnezeu o direcție. Ei sunt, zice Scriptura, rătăciți. Habar nu au încotro. Rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Un om din lume care se uită la noi credincioși, ne compătinește. Am din lume ne compătinește. Sărmanii religioși care cred tot felul de lucruri din astea învechite și care nu pot să se bucure, mai ales tinerii ăia, Domnule, care nu pot să se bucure de plăcerile lumii acesteia. Eu sunt doctrinat de mici cu tot felul de idei și în loc să trăiască viață cum trăiesc ceilalți oameni, îți văduviți de atâtea plăceri. Scriptura zice, noi suntem liberi, Domnule, să facem ce vrem noi. Oare? Biblia ce spune? Că sunt liberi? Nu, Biblia spune că sunt robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Poate omul acesta să iasă din robia aceasta? El zice, sunt liber. Lasă, uite, dacă ești liber, lasă plăcerile astea. Pentru o zi. Pentru o săptămână. Poate? Nu, pentru că toată viața lui gravitează în jurul poftelor și plăcerilor. Noi am fost ca ei și am ieșit de acolo. Dumnezeu ne-a scos de acolo. Ei n-au fost ca noi, de aceea se uită la noi și ne vede pe, ne văd pe noi, înapoiați sau obiți și așa mai departe, da? Trăind în răutate și în invidie, în obismă față de ceilalți, da? În răutate. Când îi se întâmplă cuiva un rău, eu mă bucur de lucrul ăsta, asta e răutatea. Jubilez! Jubilez că îi s-a întâmplat ceva rău. Jubilez că a falimentat. În orice domeniu, jubilez. Iar când îi se întâmplă ceva bun, îți pare rău, îl invidiez pentru lucrul ăla bun pe care i s-a întâmplat, da? Poate fi preferat să se întâmple ție, da? Și apoi spune că suntem vrednici să fim urâți. Și ce este interesant? Noi credincioși câteodată când stăm înaintea lui Dumnezeu, spunem înaintea lui Dumnezeu niște lucruri extraordinar de grave despre noi. Extraordinar de grave. Suntem vierme, Doamne, merit iadul, Doamne, suntem... Când un om spune nici 1% cât spunem noi înaintea lui Dumnezeu, suntem foarte ofensați, explodăm. Și Scriptura spune despre noi, oamenii despărțiți de Dumnezeu, că suntem vrednici. Merităm să fim urâți, suntem detestabili. Suntem detestabili. Dacă cel mai bun prieten al tău ți-ar vedea gândurile tale dintr-o singură săptămână, s-ar speria și n-ar mai fi niciodată prietenul tău. Și reciproc. Adevărat sau nu? Ne-am speriat. Dacă în seara aceasta eu n-aș avea curaj, poate dumneavoastră aveți curaj. Slavă Domnului, că ați avea curaj, ați fi un lucru extraordinar. Ne-am speriat și n-am avea curajul să lăsăm pe cineva sau să se publice pe monitor în fața adunării tot ce am gândit noi într-o singură zi. Sau într-o singură săptămână. Despre unul, despre altul, despre una, despre alta. Sau... ar fi curaj. Asta arată că suntem vrednici, merităm să fim urâți și, zice Scriptura, ne urăm unii pe alții. Asta este relația din starea aceasta ne-a scos Dumnezeu. Vedeți, mântuirea nu este doar o iertare pe care Dumnezeu ne dă. Este asta, dar este mai mult decât atât. Este lepădarea unei vieți vechi, a unor păcate. Este lepădarea unei stări lăuntrice păcătoase și este intrarea noastră într-o viață nouă. Este o transformare. Cum s-a făcut lucrul acesta? Versetul 1 și 2 ne arată manifestarea omului mântuit. Versetul 3 ne arată de unde ne-a scos Dumnezeu sau de ce a fost necesară mântuirea. Versetul 4 ne arată momentul când ne-a mântuit Dumnezeu. Da? Momentul în care ne-a mântuit Dumnezeu. Este foarte frumos textul acesta, care e popular în mediul ortodox, în special versetul 4, unde spune, dar când s-a arătat, este termenul de la Epifanie, când s-a manifestat bunătatea lui Dumnezeu, nu vorbește Scriptura despre atributul lui Dumnezeu, ci despre manifestarea bunătății lui Dumnezeu. Da? Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni. Un moment punctual în timp, un moment când Dumnezeu s-a arătat, s-a manifestat față de tine, te-a cercetat, te-a luminat, te-a atras, ți-a vorbit. Un moment în care ai simțit, Doamne, numai mie mi-a spus.
În momentul în care spui, așa de clar mi-am vorbit încât l-am văzut parcă pe Dumnezeu când vorbește în persoană. A existat un moment din asta în viața ta. A existat un moment din asta în viața ta. Vedeți trecerea pe care o face Pavel la versetul 3, la versetul 4. Și noi eram altă dată, dar... Și pentru toți din locul acesta este întrebarea asta. A existat un dar în viața noastră? A existat un dar în viața mea când am simțit că stau față în față cu Dumnezeu? Un moment în care m-am oprit să mai analizez sau să mai critic predicatorul. De ce a spus aia? De ce n-a spus aia? Că a spus așa, că a spus altfel. Un moment în care am simțit că stau în fața lui Dumnezeu, în fața unui Dumnezeu maestos, în fața unui Dumnezeu mânios, pe tot păcatul meu și în fața unui Dumnezeu care mă cheamă în bunătatea lui ca să-mi transforme viața. A existat un dar din asta, un punct de turnură în viața mea. Ce folos e să vii o viață întreagă la adunare? Ce folos e să vii o viață întreagă să te rogi și să cânti și să faci lucrul acesta fără să-ți placă și fără ca să te fi întâlnit cu Dumnezeu? A fost un moment în care Dumnezeu ți-a vorbit. Nu care în moment în care ai încheiat o tranzacție cu Dumnezeu printr-un om. Mă, ce trebuie să fac? Păi botează-te la noi și îți dăm plicul de 10 ori și s-a rezolvat problema. Nu în moment în care ai stat tu în fața lui Dumnezeu. În care simți că Dumnezeu ți-a vorbit, Dumnezeu ți-a cercetat. E fundamental lucrul acesta. Momentul în care suntem mântuiți este momentul în care se manifestă cu putere Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru față de noi. Da? Acesta este momentul. Cine este Mântuitorul nostru? Un pasaj, acesta este un pasaj extraordinar pentru că ne prezintă lucrarea Sfintei Treimii Mântuire. Versetul 4 spune Dumnezeu Mântuitorul nostru. Versetul 5 spune prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Versetul 6 vorbește prin Iisus Mântuitorul nostru. Cine ne mântuie? Sfânta Treime ne mântuie. Dumnezeu Tatăl face ceva în noi, Dumnezeu Fiul face ceva în noi, Dumnezeu Duhul Sfânt face ceva în noi și toată lucrarea Lui este perfectă, este legată în ființele noastre. Cine ne mântuie? Dumnezeu ne mântuie. Nu noi suntem la cârma destinului nostru. Nu noi suntem aceia care ne hotărâm eternitate. Dumnezeu este acela care a făcut nu doar un pas, ci Dumnezeu este acela care a pornit în căutarea noastră. Este acela care s-a manifestat spre noi și care spune versetul 5, El ne-a mântuit. Vă spun ce a spus ieri și tinerilor. Și ce mi se pare foarte ciudat? La majoritatea evenimentelor de botez la care am participat, am auzit poezia asta. Am auzit într-o familie de credincioși. Și am mers de mic la grupurile de copii, am mers la orchestră, la fanfară, nu este în țară, la noi, bisericile noastre. Am fost la cor. Dar n-am fost niciodată mântuit. Și într-o zi m-am gândit, m-am hotărât, m-am rugat, am căutat, totul este despre eu. Și nu mi-amintesc să fi auzit pe cineva care să spună. Am fost un om fără minte, am fost un neascultător, am fost un ipocrit, am stat într-o familie de pocăiți, dar uite, am făcut păcatele astea ascunse, am avut o moralitate exterioară, dar eram stricat, eram ca un mormânt plin de putrezciune, cum spune Hristos despre oamenii din vremea Lui, așa eram și eu. Dar într-o zi Dumnezeu m-a mântuit, m-a scos, m-a eliberat, eu am încercat să ies, dar n-am putut. Eu am încercat să fentez, dar n-am putut. Eu am încercat să prezint altceva în exterior, dar Dumnezeu mi-a arătat că lucrurile nu sunt așa. Și El m-a ridicat, El m-a scos, El m-a eliberat, El m-a transformat. Câți oameni ați auzit că vorbesc așa? Și limbajul nostru ne trădează convingerea și concepția că noi suntem la cârma destinului nostru. Dacă mă întrebați, noi trebuie să răspundem lui Dumnezeu când ne cheamă? Da, noi trebuie să răspundem, că nu o să răspunde El în locul nostru. Nu o să pocăiască El în locul nostru, nu o să plângă El pentru păcat în locul nostru, nu o să regrete El păcatul, nu o să fie Lui rușine pentru păcat, nu o să renunțe El la păcat. Noi trebuie să facem asta. Dar o facem pentru că El începe în noi. Pentru că El lucrează în noi. Și experimentarea mântuirii în felul acesta este atât de puternică încât sentimentul pe care îl ai este că Dumnezeu a făcut tot. Dar tu te pocăiești, nu se pocăiește Dumnezeu în locul tău. Tu crezi, nu crede Dumnezeu în locul tău. Care nu are Dumnezeu să creadă prin tine în sine. Tu trebuie să crezi. Dar, repet, fiindcă lucrarea aceasta este inițiată, este continuată, este acompaniată de lucrarea lui Dumnezeu. Felul în care noi o descriem este că Dumnezeu este Mântuitorul. El ne-a mântuit. Vă vine să credeți sau nu, am auzit predicatori evanghelici, fără nume, care spun, Domnule, Dumnezeu, da, începe. Dar tu te mântuiești. Tu te mântuiești. Vă pot da link-uri dacă vreți. Tu te mântuiești. Și atunci mă întreb cu ce ne mai diferențăm noi ca evanghelici de religiile tradiționale. Mă întreb de ce s-a mai făcut o reformă. Mă întreb de ce s-a mai făcut o reformă. S-a făcut o reformă doctrinală. S-a făcut o reformă în înțelegerea Evangheliei. Asta a fost esența reformei. De ce mai numim Evanghelie dacă noi credem ca ceilalți că noi ne mântuim? Biblia spune că El
ne-a mântuit. Că El ne-a mântuit. El este maestrul acestei lucrări. Care este motivul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit? Și aici avem foarte multe discuții. Unii spun că Dumnezeu din veșnicie s-a uitat la noi, că noi o să profităm de harul Lui. Că noi o să facem... Noi, unii reduc mântuirea, zice, măi, fii atent, Dumnezeu ne-a mântuit. Dar măcar un pas să faci către Dumnezeu. Măcar, uite, nici un pas măcar să nu faci. Dar măcar să-ți dorești ca Dumnezeu să te mântuie. Uite, nici măcar să nu-ți dorești. Dar să există așa o căutare, o scânteie în tine spre Dumnezeu. Și Dumnezeu o să vadă, indiferent cât de mică e. Ce spune Scriptura? De ce ne mântuie Dumnezeu? Că a văzut scânteia aia în tine. Ăsta trebuie să-l mântuie. Ăla nu a avut scânteia. Am zis că e ceva, o tendință în el. Nu mă caută din toată inima. Nu mă caută din motivații corecte. Nu mă caută cu tot din adinsul. Mă caută ca să vindec fica. Mă caută ca să-i dau bani. Mă caută ca să vreau să căsătorească cu cine vrea el. Din asta, de asta mă caută. Dar e bine că mă caută, că oricum avortatea nu mă caută și cam sigur el. Nu de asta ne mântuie Dumnezeu. Auzi de ce ne mântuie Dumnezeu? Care e motivația? El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Nu doar că nu ne mântuie pentru faptele dinainte de a fi mântuiți. Nu ne mântuie nici măcar pentru alea care le-am făcut după ce am fost mântuiți. Adică dacă Dumnezeu nu te mântuie pentru faptele bune făcute după ce ești mântuit, fii sigur că nu te mântuie pentru alea dinainte să fii mântuit. Deci dacă Dumnezeu nu contabilizează ca baza mântuirii faptele pe care le faci acum ca și credincios, de ce crezi că le-ar contabiliza ca alea care le-ai făcut înainte să fii credincios? De ce? Mai cu seamă că faptele bune înainte, în ghilimele, faptele bune înainte să fii credincios n-au niciun fel de valoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ești despărțit de Dumnezeu, ești rebel împotriva lui Dumnezeu. Nu-L cauți pe Dumnezeu, nu-L dorești pe Dumnezeu, îți iubești păcatul și stai în păcatul tău și dorești păcatul tău și îți place păcatul tău și nu te interesează de Dumnezeu. Cum ți-ar putea Dumnezeu contabiliza faptele tale bune? Sunt nicio formă, sunt o haină mânjită înaintea lui. Motivul pentru care Dumnezeu ne mântuie și lucrul acesta, frați și surori, este un lucru care ar trebui să ne elibereze de plin. Mulți oameni stau în adunări și au urechile închise la predicarea Cuvântului Dumnezeu și la predicarea Evangheliei, pentru că au fost cândva îndoctrinați cu faptul și cu ideea că faptele lor hotărăsc destinul lor veșnic. Și totdeauna stau într-o învinovățire din asta continuă. N-am făcut suficient de multe fapte. Uite, săptămâna asta, n-am făcut aia. Oare mai sunt mântuit? Oare nu mai sunt mântuit? Oare am fost vreodată mântuit? Oare o să mă mântuiască Dumnezeu cândva? Pentru că n-am înțeles că lucrarea pe care Dumnezeu o face de mântuire în viețile noastre, o face nu pe baza faptelor noastre, ci pentru, de ce ne-am mântuit? Nu pentru fapte, ci pentru îndurarea sau mila Lui. Vreau să vă întreb deschis și să-mi spuneți. Vă place să ajungeți la mila cuiva? Îți place? Nu, niciunui om normal nu-i place să ajungă la mila cuiva. Să fiți serios, da? Nu ne place să ajungem la mila cuiva. Nu ne place și nu-i nimic anormal în lucrul ăsta. Doar să vă critic pentru asta. Însă mântuirea noastră ajunge la mila lui Dumnezeu. Suntem atât de căzuți și iubitori ai căderii în care suntem. Și ai păcatelor noastre, și ai plăcerilor noastre până să ajungem la Dumnezeu, chiar dacă avem o formă de evlavie și un ritual și o religie care ne face să ne simțim bine. Încă singurul motiv pentru care Dumnezeu ne mântuie este pentru că Lui este milă de noi. Suntem ca un om căzut în șanțul păcatului, schiloz acolo și nedoritor. E ca și cum ar trece pe acolo unul pe care îl urăști din toată inima și prefer să moară în șanțul ăsta decât să mă ridici tu. Nu vreau să mă ridici de aici. Și spun eu, o să te ridic pentru că oricum te iubesc. Eu sunt bun. Eu mi-arăt bunătatea față de tine și dacă nu vrei, eu tot te ridic de aici. Înțelegi? Și tu urăști să te scoată de acolo. Singurul motiv pentru care Dumnezeu a intervenit și ne-a ridicat din groapa păcatului. Singurul motiv pentru care Dumnezeu a luat pedeapsa păcatelor de peste noi. Singurul motiv pentru care Dumnezeu ne asigură veșnicia. Este pentru că i-a fost milă de starea noastră. Asta spune ceva despre noi. Cât de căzuți era. Cât de neputincioși era. Ce ofensă am adus înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a găsit nimic în noi pentru care să ne mântuiască. A găsit ceva în sine însuși ca să ne mântuiască. În sine însuși. Și anume, numește în locul acesta îndurarea lui Dumnezeu sau mila lui Dumnezeu. Acum, Pavel ne prezintă și modalitatea în care Dumnezeu ne mântuie. Cum la propriu ne mântuie Dumnezeu? Ce face El ca să ne mântuie? Sau să ne scape? Sau să ne salveze? Și începe să descrie de la versetul 5 până la versetul 7 câteva aspecte ale mântuirii. Și să fim clari, mântuirea nu este o înrigimentare într-un colp. Mă trec de la ortodox la baptiști, înseamnă că sunt mântuit. Nu! M-am născut la baptiști, înseamnă că sunt mântuit. Nu! Mântuirea nu înseamnă nici o îndoctrinare din asta teoretică sau o învățare a unui crez, a unei biserici. Este important lucrul ăsta? Da, este. Este important să faci o parte dintr-o adunare? Da, este.
Este bine să te duci la adunare și dacă nu ești mântuit, da, pentru că acolo vei experimenta mântuirea, când se predică cuvântul lui Dumnezeu, unde în altă parte vrei. Nu în birt. Deci să mai întâmplă și miracolul din asta. Dar în general așa se întâmplă. Astea sunt metodele prin care Dumnezeu lucrează. Împărtășia Sfinților când se predică cuvântul lui Dumnezeu între oameni care se roagă, postez și mijlocesc. Dar e normal lucrul ăsta. Dar mântuirea nu asta înseamnă. Mântuirea nu înseamnă să renunți la anumite vicii. Sunt oameni din lume care renunță la vicii. Care nu-s viciați de alcool, de droguri, de curvie și de alte lucruri. Asta înseamnă că ei sunt mântuiți? Nu. Un ateu care nu se droghează nu înseamnă că e mântuit. Un ateu care nu fură nu înseamnă că e mântuit. Un ateu care nu se duce la alte femei nu înseamnă că e mântuit. Eu știu oameni care nu cred în Dumnezeu, ci care sunt, din ce se vede, fideli soțiilor lor. Soțiilor lor mărturisesc asta. Nu toți sunt într-o depravare ajunsă la extrem. Pentru că este un har restrictiv al lui Dumnezeu peste toată umanitatea. Dar înseamnă, din observarea acestui lucru, că mântuirea înseamnă ceva mai mult decât a fi moral. Mai mult decât a te duce la biserică. Mai mult decât a te ruga. Mai mult decât a da zeceală. Înseamnă, în esență, altceva decât lucrurile astea. De unde știi? Păi, de exemplu, farisei se duceau la templu. Se duceau mai mult decât toți. Dădeau zeceală? Dădeau mai mult decât toți. Se rugau? Se rugau mai mult decât toți. Posteau? Posteau mai mult decât toți. Erau mântuiți? Nu era. Domnul spune despre el, despre ei, voi aveți de tată pe diavolul. Și știți cum reduce Domnul Iisus Hristos toată problema ca să le demonstreze că au de tată pe diavol? Nu spune. Pentru că sunteți curvari, că nu erau. Pentru că sunt discriminat, pentru că nu erau. Zice, fiindcă vreți să faci, să împliniți poftele tatălui vostru. Era o stare lăuntrică. Eu nu m-am dus de acasă de la tata, dar mi-ar plăcea să mă duc. Eu nu sunt ca vame și ăștia păcătoși. Dar mi-ar plăcea să am banii lor. Eu nu m-am dus niciodată la femei. Dar mi-ar plăcea. Dar nu mă duc fiindcă trebuie să am și o imagine în societate. Trebuie să am o imagine. Eu sunt fariseu. Eu sunt din partea cea mai scurt. Mai îngust. Eu sunt un om religios și Dumnezeu apreciază lucrul ăsta. Nu, Dumnezeu vede inima ta. Că nu este transformată. Și nu poți amăgi pe Dumnezeu cu ritualurile tale care ele pot să fie bune numai dacă inima este bună. Numai dacă inima este bună. Și haideți să ne uităm la versetul 5, la versetul 7. Ce înseamnă această mântuire? În primul rând, mântuirea înseamnă o înnoire care se întâmplă în interiorul nostru. Spune, El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou. Știi ce este nașterea din nou? Nașterea din nou este ce spune Pavel aici. O spălare. O ștergere a păcatului, nu doar a vinovăției păcatului, că Dumnezeu nu ne mai consideră vinovat, ci o ștergere a păcatului din inimile noastre. Este o eliberare pe care o experimentez. Asta se întâmplă la nașterea din nou. Sunt spălat pe dinăuntru. Sunt spălat pe dinăuntru. Este îndepărtat păcatul și Pavel ne arată aici că asta este lucrarea prioritară pe care Dumnezeu o face. Asta este primul lucru de care avem nevoie. Nicodim, dacă nu te naști din nou cu niciun chip, nu vei intra în Împărăția lui Dumnezeu. Indiferent ce faci. Dacă inima ta nu este spălată, dacă inima din care ies toate lucrurile rele, hoțiile, curvile, furtișagurile, vorbele rele, blasfemiile și toate lucrurile rele care ies dinăuntru, dacă inima ta nu este spălată de lucrurile acestea, sub nicio formă nu poți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Asta se întâmplă la mântuire. Un om care a avut inima plină de păcat, chiar dacă nu a lăsat să-i izbucnească tot păcatul dinăuntru, dar a avut-o păcătoasă, ea este spălată. Asta e lucrarea prioritară care trebuie să se întâmple în viața noastră. Și în această lucrare a nașterii din nou se vede puterea lui Dumnezeu. Păcatele care ne-au robit, viciile care ne-au robit, obiceiurile proaste care ne-au robit, Dumnezeu rupe prin puterea Domnului Iisus Hristos acele lanțuri. Rupe acea robie. Ne scoate de acolo și pentru prima dată în viața noastră ne simțim și experimentăm libertatea. Libertatea. Mulți oameni ar vrea să fie scăpați de păcat fără să fie născuți din nou. Deci dacă reușesc să mă las de lucrul ăsta, o să vin. O să mă botez, o să mă pocăiesc. Dacă Fiul vă va face slobos, veți fi slobos. Noi nu putem prin puterile noastre să producem ceea ce numai Dumnezeu poate produce prin nașterea din nou. Mulți oameni vor să se lase de obiceiuri proaste, de vicii, de păcate, fără nașterea din nou. Nu se poate. Știți ce se întâmplă? Astup un canal al păcatului și păcatul iasă prin altă parte. Astup și celălalt canal și iasă prin altă parte. Pentru că izvorul e înăuntru și clocotește natura păcătoasă în tine. Bubuie natura păcătoasă în tine. Infierbere păcatul în tine. Și va ieși oricum afară. Numai nașterea din nou, taie de la rădăcină puterea păcatului. Nu suntem eliberi, nu suntem scăpați de orice manifestare a păcatului, dar suntem scoși de sub puterea, de sub robia, de sub autoritatea păcatului. Și pentru prima dată suntem liberi.
Acesta este marele privilegiu pe care Dumnezeu mi-l dă. Mulți oameni și-ar dori un nou început. Mulți oameni regretă viața pe care au avut-o. Dar nu înțeleg că singurul nou început pe care îl putem avea este prin nașterea de nou. Comuniștii ne-au promis în România că o să facă ei omul nou. Uitați-vă că de 30 de ani ne revenim din omul nou pe care au vrut să-l facă. Nu ne revenim din omul nou. Și fiecare filozofie pe care am inventat-o omul a omului nou, istoria este circulară. Nu ideea asta o să funcționeze și o să fim noi. Nu ideea asta ar trebui să funcționeze. Niciuna nu funcționează. Este una singură, demonstrabilă, palpabilă, care funcționează și aceea este realitatea nașterii din nou. Realitatea nașterii din nou. Spălarea pe dinăuntru, eliberarea de păcat pe dinăuntru. Asta face Dumnezeu. Pe lângă această îndepărtare a păcatului, spune că Dumnezeu nu doar atât face, nu, îndepărtează. Numai doar ne spală. Cine înnoiește, spune și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dumnezeu nu doar scoate puterea păcatului din nou, ci Dumnezeu înnoiește viața noastră. Să fii înnoit pe dinăuntru, nu înseamnă doar să fii scăpat de păcat, ci înseamnă că viața ta este îndreptată, înclinată spre Dumnezeu. Ești înnoit. Dumnezeu începe să construiască într-un fel în tine chipul Domnului Iisus Hristos. Nu funcționează teologia asta pe care o au și la Radu. De Crăciun să fim mai buni. Asta nu este nașterea din nou. Nașterea din nou înseamnă că îi scoasă puterea păcatului din viața ta și înseamnă că în tine Dumnezeu pune un caracter nou. Pune inclinații noi. Pune o gândire nouă. Ești poziționat diferit față de păcat și față de Dumnezeu. Ești înclinat spre Dumnezeu. Niciodată n-ai avut înclinația asta. Eu prima dată, când Dumnezeu a lucrat pentru prima dată puternic în viața mea și am fost născut din nou, am crezut că sunt nebun. Vă spun sincer. Lucram undeva într-o piață și vindeam legume. Și stăteam în fața, am era rușine până în momentul ăla mi-a fost rușine să știe cineva că sunt pocăiec, ba chiar i-am anunțat din timp când am intrat în liceu pe toți colegii mei că nu sunt pocăiec ca să nu facă de rușine, că nu sunt și nu eram pocăiec. Și în momentul ăla stăteam cu Biblia, citeam cărți întregi fiecare zi în fața tuturor oamenilor care mișnau prin piață, pentru că eram însetat după cuvântul lui Dumnezeu și nu mai puteam să mă relaționez la ce o să spună cineva, că nu mă interesa. Inima mea era înclinată spre Dumnezeu acum, spre voia lui Dumnezeu. Mi se părea că n-am suficient timp să văd ce spune Dumnezeu. Eram uimit de orbirea pe care am avut-o înainte și n-am văzut gloria și frumusețea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Făceam de obligații, citeam de obligații, că așa ne-a învățat tata și ne cerea tata cât timp eram în casă la el. Dar nu eram născut din nou. Și pentru prima dată nu m-am chinuit să scap de viciile din viața mea. Dumnezeu m-a eliberat de viciile din viața mea. Nu spun că niciodată nu te vei lupta cu păcatul, te vei lupta. Viața este o luptă, dar este o luptă în biruință. Asta este nașterea din nou. Întrebarea fundamentală care se pune pentru fiecare dintre noi este dacă sunt născut din nou. Vi se pare o întrebare frontală, jignitoare, când ne întreb noi baptiști dacă sunteți născut din nou, exact pe dumneavoastră vă întreb. Cum credeți că s-a simțit Nicodim, un învățător al Israelului, când Domnul Iisus Hristos frontal îi repete de 2 sau 3 ori? Nicodim, trebuie să fii născut din nou. Trebuie să te naști din nou, Nicodim, fără naștere din nou. Dacă Domnul Iisus nu-i spunea adevărul, nu-l iubea cu adevărat. Dacă Domnul Iisus îi spunea, Nicodim, numai trebuie să mai faci câteva fapte bune. Uite, trebuie să-ți ai mai mult silință, trebuie să te strofoi mai mult. Domnul Iisus Hristos l-ar fi împins pe Nicodim în ignoranță, în întuneric și ar fi pavat drumul spre ea. Dar Domnul Iisus Hristos este sincer cu Nicodim și spune că are nevoie de înnoirea aceasta. De îndepărtarea păcat prin înnoirea care o face Duhul Sfânt. Dar asta se întâmplă. Când suntem mântuiți, suntem înnoiți, dar se mai întâmplă ceva. Suntem înzestrați cu Duhul Sfânt. Spune înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat, ascultați, l-a vărsat când vezi ceva mutricul. Nu de-a biserică, al vezi. Este o abundență. Și dacă n-ai înțeles termenul vărsat, spune l-a vărsat din belșug peste noi. L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Momentul, care este momentul în care varsă Duhul Sfânt peste noi? Știu că este confuzie mult. Când vine Duhul Sfânt? Vine mai târziu, vine... Textul arată foarte clar. Sunt înnoit prin Duhul Sfânt, care este vărsat tot atunci peste noi. În momentul în care Dumnezeu lucrează nașterea din nou, este momentul în care Duhul Sfânt se varsă peste mine. Se varsă de la Dumnezeu. Și este o vărsare din belșug. Este ceva care tu știi că se întâmplă în viața ta. Este ceva, vărsarea, dacă ți-a întâmplat o găleată de apă în cap, ai ști că ți-a întâmplat o găleată de apă în cap. Și nu poți să-mi spui tu mie că dacă ai vărsat Duhul Sfânt peste viața ta, tu n-ai știut că s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu se poate așa ceva. Eu cred că se întâmplă la nașterea din nou, dar cred că știi că s-a întâmplat la nașterea din nou. Este o diferență majoră care se face în viața ta, da? Acesta este momentul, asta e maniera, l-a vărsat. Asta e măsura în care îl varsă, zice, l-a vărsat din belșug. Și metoda prin care îl varsă spune că l-a vărsat nu prin stăruința după Duhul Sfânt. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu asta spune Biblia. L-a vărsat prin
Iisus Hristos, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. El, Domnul Iisus Hristos, a câștigat pentru noi lucrarea Duhului Sfânt. Nu că eu am mai făcut niște fapte pe care să merite primirea Duhului Sfânt, nu că am strigat suficient de tare sau am spus formulele potrivite ca să-mi dea Duhul Sfânt, ci pe baza meritelor Domnului Iisus Hristos, care m-a mântuit, care m-a născut din nou, care m-a iertat de păcate, care mi-a asigurat veșnicia, îmi și dă Duhul Sfânt ca să trăiesc viața pe care Dumnezeu vrea să o trăiesc. Dar trebuie să crezi lucrul acesta, că Dumnezeu face lucrul ăsta. Ne-a înzestrat cu Duhul Sfânt. După ce ne-a înzestrat cu Duhul Sfânt, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu mai face ceva. Ne înnoiește nașterea din nou, ne înzestrează cu Duhul Sfânt, îl varsă din mijlocul peste noi, spune Scriptura că ne îndreptățește. Pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul Lui. Ce se întâmplă? Îndreptățirea înseamnă că Dumnezeu ia neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos, El a fost neprihănit în viața Lui și în moartea Lui a șters toate păcatele noastre și ne-o atribuie nouă. Adică te vede Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dacă în seara aceasta, cu toți am stat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-ar pune o singură întrebare și anume, spune singurul motiv principal pentru care te-aș lăsa să intri în Împărăția mea. Ce ai spus? Doamne, mai crezi când era la biserică și era așa atent la predică spre deosebire de altă dată. Asta îi spune. Ce îi spune lui Dumnezeu dacă Dumnezeu te-a întrebat și te-a spune? Spune motivul principal pentru care să te lasă să intre în Împărățenia. Ce îi spune? Îmi spune, sunt singur răspuns. Și răspunsul acela este pentru că la dreapta ta este Fiul tău care a murit pentru păcatele mele și care m-a făcut neprihănit. Iisus Hristos este neprihănirea mea. Nu eu sunt neprihănirea mea. Nu faptele mele sunt neprihănirea mea. Ele sunt importante, dar nu ele sunt neprihănirea mea. Neprihănirea mea este la dreapta Tatălui. Neprihănirea mea este la dreapta Tatălui. Neprihănirea ta, frate și soră, dacă ești mântuit, este la dreapta Tatălui și este Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1 sau 2, spune că El a fost făcut pentru noi neprihănire, răscumpărare, sfințire. El este sfințirea mea. El este neprihănirea mea. Dumnezeu se uită la mine prin persoana Domnului Iisus Hristos. Asta este marea veste a Evangheliei. Asta este marea veste a Evangheliei. Asta este o descoperire care va revoluționa fundamental viața ta. Dacă înțelegi că tu ești acceptat înaintea lui Dumnezeu pe baza Domnului Iisus Hristos. Dar cum poate Dumnezeu să facă lucrul acesta? Păi Scriptura spune, cum poate să facă lucrul acesta? Spune că ne-a îndreptățit prin harul Lui, prin ceva ce n-am meritat. Prin ceva ce nu puteam câștiga, pentru că noi eram rebeli, împotrivitori lui Dumnezeu. Așa ne-a dat El neprihănirea Lui. Și uitați, momentul în care spune că a făcut lucrul ăsta este tot în momentul mântuirii și ascultați expresia, pentru că odată socotiți neprihăniți. Asta nu este doar o lucrare dumnezeiască, ci este și o lucrare definitivată, încheiată, punctuală. Am fost socotiți neprihăniți. Odată socotiți neprihăniți. Nu este o socotire neprihănire în timp. Te socotește neprihănit. Te mai socotește puțin de prigănit în funcție de cum manevrezi tu harul lui Dumnezeu. Cum muzezi tu de harul lui Dumnezeu. Nici vorba de așa ceva. Odată socotești neprigăniți. Când vorbești cu pocăiții și îi întrebi, frate, cum ești? Ești puternic, ești pocăit, ești neprigănit, ești mântuit. Aaa, dar cine știe? Cum e, frate? Greu, frate, pe pământ. Dacă îi spui la unul așa, mai cum, mai serios, pocăitule, aaa, cine, nu suntem noi chiar așa pocăiți. Dar du-te și tu la un frate, neprihănitule. Poate să aibă, poate să aibă un șoc emoțional. Bă, fratele ăsta, chiar crede că-s neprihănit? Sau neprihănit-o? Eu cred lucrul acesta despre toți copiii lui Dumnezeu. Sincer, cred lucrul acesta despre toți copiii lui Dumnezeu. Nu că în practică sunteți fără păcat. Ci pentru că prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin harul, dragostea, bunătatea și îndurarea Lui, neprihănirea lui Hristos v-a fost atribuită dumneavoastră. Este ceva extraordinar? Da, este. Îi la un moment dat greu de crezut? Poate, dar asta este vestea Evangheliei. Asta a venit Domnul Iisus Hristos să rezolve în mod definitiv. Definitiv. Noi nu suntem îndreptățiți cu timpul, nu suntem îndreptățiți nici la final, suntem odată socotiți neprihăniți. Odată socotiți neprihăniți. Se încheie lucrul acesta. Și apoi Pavel ne dă aici, ne prezintă și ultima fază a mântuirii, spune pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Știți că aveți viața veșnică? Unii oameni nu înțeleg ce e viața veșnică. Unii înțeleg că viața veșnică este o viață cu Domnul Iisus Hristos de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, de 10 ani. Dacă eu
bag puțin acolo și îl ajută, Doamne, te descurci cu mântuirea, hai să... Măcar puțin de el, măcar puțin de el. Biblia spune că în momentul mântuirii, eu mă fac în nădejde, prin speranță, moștenitor ai vieții veșnice. Speranța în Sfânta Scriptură nu este o speranță, nu este o speranță de genul cele despre care noi vorbim în general, folosind cuvântul speranță. Mă, crezi că o să iei examenul ăsta? Sper că o să-l iau. Nu despre asta vorbește Biblia. Sper că o să ajungem. O vedea ce-o fi. Vedem la urmă. Nu despre asta. Asta nu-i speranță. Speranța despre care vorbește Sfânta Scriptură este o siguranță absolută cu privire la un lucru despre care știi sigur că se va întâmpla, dar este doar o chestiune de timp până când îl vei primi deplin. Este o siguranță totală. Domnul Iisus Hristos nu spune, cine crede în mine va avea viața veșnică dacă și el își dă toate semințele și tărâințele. Domnul nu spune asta. Nicăieri nu spune asta. Spune, cine crede în mine are viața, viața cât timp el, nu, spune, are viața veșnică. Eu știu că acum am viața veșnică. Eu știu că acum am viața veșnică. Nu este o declarație de aroganță, de înfumurare, ci este o declarație de credință a promisiunii Evangheliei. Că socotit odată neprimenit, că înnoit, că înzestrat cu Duhul Sfânt, am primit și această siguranță totală, această certitudine că am viața veșnică. Și Pavel le leagă lucrurile acestea, zice, odată socotiți neprimeniți, ne facem moștenitori a vieții veșnice. Dacă n-ai fost socotit neprimenit, n-ai niciun drept să te crezi moștenitor a vieții veșnice. Dacă tu nu ai rezolvat problema principală a vieții tale, adică păcatul care te desparte de Dumnezeu, dacă n-ai primit neprihănirea lui Hristos, dacă nu crezi lucrul acesta, sub nicio formă să nu crezi că ești moștenitor a vieții veșnice. Mulți oameni cred că o să se ducă în rai și nu o să se ducă. Și nu o să se ducă. Dar dacă sunt odată socotit neprihănit, mă fac moștenitor a vieții veșnice. Acum. Ele sunt legate. Sunt socotit neprihănit, s-a rezolvat problema păcatului meu și de aceea pot să am siguranța vieții veșnice, datorită Domnului nostru Iisus Hristos. Și final, Apostolul Pavel, în versetul 8, nu știu, vi s-a părut că sunt prea apăsat în privința unor lucruri, prea apăsat puțin, auzi ce spune, dacă n-am fost apăsat, e greșit lucrul ăsta, pentru că Pavel spune în versetul 8 și nu să predic despre lucrul acesta. El spune, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui, de ce să le spun apăsat? Că sunt adevărate, cruciale, importante, esențiale. Este vorba despre toată viața noastră, despre veșnicia noastră. Să spun, auziți, apăsat aceste lucruri. Sunt unele lucruri care nu trebuie să le spui apăsat. De exemplu, dacă eu v-aș spune acum, fraților, afară este zi. Ok. Și era așa grozav cu treaba, ok, zi afară, pentru necat sau ce-o fi. Fraților, noi acum ne uităm unii la alții. Băi, cine-i spus? N-are rost să spui chestia aia apăsată. Nu e chestia așa de importantă, da? Dar despre ce vorbește Apostolul Pavel aici este un lucru fundamental, esențial. Este vorba despre veșnicia noastră. Vreau să spui apăsat aceste lucruri. De ce să le spun apăsat? Pavel spune că dacă v-am spus lucrurile astea apăsat, o să se întâmple ceva. Ce? Pentru ca cei ce au crezut pe Dumnezeu, pentru ca cei ce au crezut în trecut pe Dumnezeu, să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dacă Pavel spune, dacă ai înțeles mântuirea, cât de importantă este, dacă ai înțeles frumusețea mântuirii, magnitudinea mântuirii, dacă ai înțeles că mântuirea este supranaturală, prin harul lui Dumnezeu, este un favor făcut de Dumnezeu nou. Dacă ai înțeles că Dumnezeu a avut milă de tine, a lucrat în tine și vezi că a făcut lucrul acesta în tine, se va întâmpla ceva. Viața ta se va schimba. Se va schimba, numai dacă înțelegi mântuirea asta. Se va schimba. Cei ce au crezut de trecut în Dumnezeu, zice, să fie cei din tâi. Asta e ambiția unui om transformat. Pentru că Dumnezeu a făcut asta pentru mine, voi trăi o viață care demonstrează că sunt mântuit. Nu trăiesc o viață cu frică, oare o să fiu mântuit? Nu. Eu sunt mântuit și pentru că sunt mântuit și am înțeles, am păsat acest lucru, am crezut în Dumnezeu, am o ambiție. Vreau, îmi doresc să fiu, zice, cel din tâi, primul. Să fiu cel din tâi, primul, în fapte bune. Îmi place să-i spui de fiecare dată conceptul acesta al faptelor bune. Ce este o faptă bună? O faptă bună poți înțelege înțelegând ce e o faptă rea. Dacă eu, de exemplu, mă duc la muncă ca să câștig bani. Să-mi întrețin familia, să cumpăr unele lucruri de care am nevoie și alte lucruri de care n-am nevoie, dar Dumnezeu mă binecuvântează să mi le ia. Și mă duc la muncă și zic, băi, eu am luat mai mult decât ăsta, pentru că sunt mai deștept, pentru că m-am pregătit mai mult,
pentru că am știut să profit de niște oportunități, pentru că am putere și asta se întâmplă Domnul. Și când am luat cheia și mână, zic, om adevărat, nu, ce-o fi în care ăștia care umblă pe aici pe Madrid și nu știu ce să facă. Câștigă și ei bani cum pot. Dacă am făcut lucrul acela, este un păcat. Munca mea este un păcat. Am mai dat exemplul acesta și la tine și dimineața unde am fost. Dacă mă pun la somn și zic, a fost o zi de succes, sunt un om grozav, mi-am cumpărat casa asta extraordinară, dau aer condiționat la cât trebuie, mi-am cumpărat un pat grozav, o saltea grozavă, ca aia care aveam în România, mi-am făcut o viață cum trebuie. Și mă pun liniștit și dor. Și că am dormit bine, pentru că eu mi-am făcut un loc în care să dorm bine, odihna aceea, somnul acela este un păcat împotriva lui Dumnezeu, este o ofensă împotriva lui Dumnezeu. Pentru că sunt atât de nebun încât să cred că odihna aceea se datorează mie. Sunt atât de nebun încât să cred că înțelepciunea și puterea de a câștiga bani vine de la mine. Sunt atât de nebun încât să cred că nu sunt un milion, un miliard de lucruri pe care Dumnezeu ar putea să le lase în viața mea, încât să nu mai pot odihni nicio noapte până la sfârșitul vieții mele. Știți că sunt asemenea oameni. Știți că sunt oameni care sunt putrezi de bani și nu pot să mănânce cu gura lor, ci cu tuburile se bagă mâncare în ei. Și grozăvia lor nu-i ajută la nimic, banii nu-i ajută la nimic, deșteptăciunea nu-i ajută la nimic, oportunitățile pe care le-au avut nu-i ajută la nimic. Pentru că Dumnezeu într-o fracțiune de secundă poate să schimbe totul. Totul. Așa că nu mai trăiți în vinovățirea asta. A, eu n-am predicat niciodată, deci n-am prea făcut fapte bune. A, eu n-am dat prea mulți bani la nu știu cine, deci n-am făcut fapte bune. A, eu nu m-am oprit la semafor să dau cuiva un covric sau un sandwich, deci nu prea am făcut fapte bune. Nu. Fiecare lucru pe care îl faci în relație cu Dumnezeu este o faptă bună. Dacă n-ar fi așa, ce se întâmplă cu o mamă care își crește 4, 5, 6, 7, 8, 9 copii ca în familia mea, sau 11 copii ca în familia soției mele, care n-au avut timp să iasă afară să facă fapte bune, dar și-au crescut copiii pentru gloria lui Dumnezeu. A făcut ea o faptă bună în viața ei. A făcut cel mai grozav lucru. Pentru că Dumnezeu a chemat-o să facă aia. Și a făcut pentru gloria lui Dumnezeu și n-a dormit nopțile pentru gloria lui Dumnezeu. Și le-a spus acelor copii despre Dumnezeu pentru gloria lui Dumnezeu. Și a învățat să se roage pentru gloria lui Dumnezeu. Și a spălat hainele pentru gloria lui Dumnezeu cu toată puterea ei. Da? Și a făcut mâncare pentru gloria lui Dumnezeu cu toată puterea ei și totul este contabilizat înaintea lui Dumnezeu și nu o să fie mai puțin răsplătită decât mine care am predicat. Dar probabil o să fie răsplătită mai mult că a făcut lucrul ăsta nascuns, fără să laude nimeni. Fără să plătească nimeni. Tot ce a făcut ea în chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o pentru gloria lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, este contabilizat de Dumnezeu și văzut de Dumnezeu ca o fată bună. Să știți că până și oamenii din lume apreciază lucrul acesta. Până și oamenii din lume sunt mirați de lucrul acesta. De viața unei asemenea femeie. Care în obscuritate a trăit în credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Și n-a trebuit să iasă niciodată pe stres să strige la oameni să fugească. Alții iau chemarea asta și dacă nu fac asta, sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dar altceva. Nu vă învinovățiți singuri. Nu vă învinovățiți singuri. Fă ce te-a chemat Dumnezeu să faci în contextul în care ești, pentru gloria lui Dumnezeu, cu toată puterea ta, după voia lui Dumnezeu și este contabilizat înaintea lui Dumnezeu ca o faptă bună. Nu vă mai simțiți vinovați dacă vă simțiți cumva că ați venit în Madrid. Poate ați venit să aveți o viață bună. Aveți viața aia bună pentru gloria lui Dumnezeu și aveți viața aia bună după voia lui Dumnezeu. Faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Asta este viața unui om mântuit. Asta a fost vestea bună pe care a adus-o, una dintre veștile bune pe care le-a adus reforma. Reforma, că reformatorii când au venit au spus, fiecare vocație, fiecare chemare pe care a dat-o Dumnezeu unui om, trebuie luată, primită ca voia lui Dumnezeu pentru gloria lui Dumnezeu. Și aia este ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Dacă schimbi roți, schimbă-le pentru gloria lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu să faci. Dacă ești medic, operează pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă ești mamă, fii mamă pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă ești soție, fii soție pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă simți toată ziua hârtic și ai numai alb și negru în fața ochilor toată ziua, fă lucrul ăla pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu contabilizează, Dumnezeu primește, Dumnezeu se bucură de ceea ce tu faci, pentru că lasă te chemat. Și n-ar trebui să ai niciun sentiment de inferioritate sau de vinovăție. Asta este viața pe care Dumnezeu ne-a chemat-o să o avem. Culcă-te pentru gloria lui Dumnezeu, mănâncă pentru gloria lui Dumnezeu, vezi puterea care ți-a dat-o Dumnezeu, înțelepciunea pe care ți-a dat-o, succesul, oportunitățile pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu ar putea să lase trei țânțare într-o noapte care nu-i poți vedea și nu mai poți dormi toată noaptea. Crezi că așa grozav lucru că putem să ne odihnim noaptea? S-ar putea să-ți facă pruncul cum mi se întâmplă mie, să prângă fiecare noapte, să n-ai nicio noapte întreagă, timp de 2-3 ani de zile. Nu se pare un lucru grozav că poți să te odihnești noaptea? De ce am început să luăm lucrurile ca de apucat? Și când dormi noapte să spui slavă Domnului. Oare trebuia să nu dormi 2 ani ca să poți da slavă Domnului când te-ai odihnit o noapte? Și să vezi că asta vine de la Dumnezeu. În El avem viața, ființa și
mișcarea, tot este de la Dumnezeu. Să dăm glorie Lui, să trăim pentru El. Amin. Amin. Mă bucur că ați ascultat cuvântul lui Dumnezeu. A fost un privilegiu pentru mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.